Imaginea gogoșilor care sfârâie în ulei încins, apoi scoase la uscat un șervet și pudrate cu zahăr, trezește multora dintre noi amintiri din copilărie. Uleiurile fac mâncarea să meargă ca unsă și dau savoare preparatelor de tot felul. Dar cât de sănătoase sunt ele? Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să-ți explic cum să alegi cele mai sănătoase uleiuri. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Grăsimile, din care fac parte și uleiurile alimentare, s-au aflat la un moment dat pe lista alimentelor periculoase, fiind considerate responsabile pentru boli cardiovasculare și metabolice. Între timp, acuzațiile s-au mai domolit, iar astăzi știm că grăsimile au un rol important pentru sănătate și, în plus, nu toate sunt la fel. Organismul are nevoie de grăsimi pentru a absorbi nutrienții liposolubili, cum ar fi vitaminele A, D, E și K, precum și beta-carotenul. Acizii grași omega-3 contribuie la construcția și repararea celulelor nervoase, fiind esențial pentru o bună funcționare a creierului. Sănătatea vaselor de sânge și a inimii are de asemenea de câștigat de pe urma consumului echilibrat de grăsimi sănătoase. Grăsimile aduc 9 kcal pe gram, spre deosebire de proteine și carbohidrați, cu doar 4 kcal pe gram. Deși mai bogate în calorii, nu înseamnă că trebuie să le excludem total din alimentație, ci doar să avem grijă la forma și cantitatea în care le consumăm. În funcție de proporția de acest graș din compoziție, grăsimile sunt clasificate în mai multe categorii. Mononesaturate se găsesc preponderent în ulei de măsline, de avocado, de arahide, de migdale, de canola. Sunt nutritive și este recomandat să le incluzi în dietă. Pentru gătit sau copt, alege ulei de avocado sau de arahide, iar uleiul extra virgin de măsline, consumă-l de preferat neîncălzit. Grăsimi polinesaturate se găsesc preponderent în ulei din semințe de in, din sâmburi de struguri, de susan, de floarea soarelui. Bogate în acest graș omega-6 și omega-3, sunt o alegere foarte bună pentru sănătate. Grăsimi saturate se găsesc în ulei de cocos, de palmier, unt, iaurt gras, brânzeturi, untură. Reduc cantitatea de grăsimi saturate din alimentație. Mai puțin de 7% din caloriile provenite din grăsimi ar trebui să fie din grăsimi saturate. Pe piață există o mulțime de sortimente de uleiuri alimentare. Acestea se pot extrage din numeroase tipuri de semințe, nuci și plante. Soia, măsline, arahide, floarea soarelui, in, dovleac, sâmburi de struguri, avocado. Sunt versatile și se utilizează la prepararea unor mâncăruri foarte diverse pentru carne, ouă, legume, sosuri și deserturi. Din atât de multe variante, ce uleiuri sunt mai sănătoase și mai sigure? Ce să folosim în bucătărie, mai ales la prăjit? Hai să vedem care sunt criteriile de care să ții cont la alegerea uleiului. Punctul de ardere. Când uleiurile sunt încălzite prin gătire și ajung la temperaturi ridicate, ating un punct de ardere sau punct de fum sau punct de fumigare. Acesta indică temperatura de la care uleiul nu mai este stabil și se oxidează, eliberând diferiți compuși ce pot avea efecte negative pentru sănătate. În plus, la atingerea punctului de fum, uleiurile pot emana un miros neplăcut, de ars, din cauza unei substanțe numite acroleină, periculoasă pentru plămâni. Când alegi un ulei pentru prăjit, este bine să optezi pentru variante cu punct de fum ridicat, cum sunt ulei rafinat de avocado, ulei rafinat de arahide, ulei de porumb, ulei de floarea soarelui. În general, uleiurile rafinate rezistă mai bine la temperaturi înalte. Pentru sotat și copt, poți folosi ulei de porumb, de semințe de dovleac, de măsline, de canola sau de susan. Dacă nu încălzești uleiurile și le folosești pentru salate, ai o mai mare varietate din care să alegi. Uleiul extra virgin de măsline, uleiurile de susan, de in sau de avocado sunt opțiuni foarte bune. Depinde și de gusturile proprii, deoarece fiecare ulei vine de obicei cu o aromă specifică. Modul de obținere și prelucrare. Unele uleiuri sunt extrase folosind solvenți chimici, în timp ce altele sunt obținute prin presarea la rece sau la cald a plantelor sau semințelor. Uleiurile rezultate prin presare la rece sunt mai bogate în nutrienți, dar și mai scumpe. De exemplu, uleiul extra virgin de măsline se obține prin presare la rece. Rafinarea presupune tratarea uleiurilor cu produse chimice pentru a elimina impuritățile. Uleiurile foarte rafinate au un aspect uniform, sunt mai ieftine și tind să aibă puncte de fum mai mari decât uleiurile nerafinate. Uleiurile nerafinate, mai puțin procesate, au un plus de nutrienți, dar sunt și mai sensibile la căldură și rângezesc mai repede. Ele pot conține particule sedimentare și își păstrează mai mult aroma și culoarea naturală. Uleiurile extrase din aceeași plantă pot varia foarte mult la nivel de calitate și componență nutrițională. De exemplu, dacă te uiți pe rafturile unui supermarket, vei vedea că există numeroase mărci și sortimente de ulei de măsline, mai scumpe sau mai ieftine. Tipul de acizi grași predominant. Cele mai sănătoase uleiuri sunt cele care conțin cele mai multe grăsimi polinesaturate și mononesaturate, ele contribuind la scăderea nivelului de LDL colesterol din sânge. În comparație, uleiurile de palmier și cocos sunt bogate în grăsimi
simți saturate, care creezi riscul de boli cardiovasculare. Poți să folosești uleiul de cocos în cantități mici pentru aromă, dar mai bine alege alt ulei principal de gătit. Uleiul de măsline este o opțiune bună deoarece reduce LDL colesterolul, crește nivelul HDL colesterolului și conține vitamine și nutrienți cu efect benefic asupra funcțiilor organismului. La final îți ofer 10 recomandări pentru consumul uleiurilor alimentare. În general, uleiurile rafinate sunt mai potrivite pentru prăjit în comparație cu cele nerafinate. Indiferent de uleiul folosit, evită prăjirea la temperaturi înalte pentru mult timp ca metodă de gătire. Foarte probabil, preparatul va absorbi o cantitate considerabilă de grăsime, deci va avea mai multe calorii. Grăsimile sănătoase, consumate în cantitate exagerată, nu mai sunt sănătoase. Să înneci o salată de legume în ulei de măsline extra virgin nu e o opțiune prea inspirată. Chiar și uleiurile hrănitoare, cum e cel de măsline, au tot 9 kcal pe gram. Caloriile zilnice provenite din grăsimi nu ar trebui să depășească 25-30% din total. Depozitează uleiurile conform recomandărilor, în locuri răcoroase și întunecate, pentru a le menține proprietățile mai mult timp. Uleiurile se deteriorează mai repede dacă sunt expuse la lumină, căldură și aer. Ca să controlezi mai bine cantitatea de ulei, folosește recipiente spray sau o linguriță. Nu turna direct din sticlă. Cumpără ulei în cantități mici. Ai grijă la termenul de valabilitate, iar dacă uleiul a căpătat un miros neplăcut, foarte puternic, nu-l mai folosi. Nu refolosi uleiurile de gătit și nu le reîncălzi. În loc de prăjire, sotează. Acest procedeu implică mai puțin ulei. Ca alternativă la prăjirea în ulei a cartofilor, a cărnii și a legumelor, alege gătitul la cuptor sau la o friptoză cu aer cald, air fryer, care necesită o cantitate mult mai mică de ulei sau chiar deloc, însă preparatele vor avea gust similar. Tigăile antiaderente sunt de asemenea folositoare deoarece permit reducerea drastică a cantității de ulei. Tratează uleiul mai mult ca pe un condiment, nu ca bază sau ingredient principal pentru mâncăruri. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!